tot pe Bulevardul Castanilor, cum îi zicem pe stilul vechi, am ajuns la Muzeul Casa Romanței. Suntem cu Andrei Vasiliu, care este muzeograf și cel care a contribuit ca să existe acest muzeu, să zic așa, fondatorul. Salut! Bine ați venit în casa mea, romanță, te-am așteptat înfiorat, zi după zi. Bine ați venit la Muzeul Casa Romanței. Este într-adevăr o mare bucurie să vă avem alături și pe dumneavoastră și pe cei care ne vor privi ulterior din spatele micilor ecrane, nu-i așa, ale calculatorilor, ale telefonelor. Suntem la Muzeul Casa Romanței din Târgoviște, într-adevăr, un spațiu muzeal unic în România. A fost inaugurat la data de 18 octombrie 2017, în anul în care a avut loc cea de-a 50-a ediție jubiliară a Festivalului Național de Romanțe Crizantema de Aur, cel mai longeviv eveniment muzical din România, care începând cu anul 1968 s-a desfășurat la Târgoviște în fiecare an, fără întrerupere, nici chiar în perioada pandemiei. Okay. Oferind astfel un bine meritat statut cultural Târgoviște de cetatea romanței, cum ne place să spunem. Muzeul Casa Romanței totodată funcționează sub patronajul Federației Europene a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO și din anul 2019 a intrat în structura Complexului Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște, okay, instituția care gestionează toate muzeele din județul Dâmbovița și care se află în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița. Mai mult decât atât însă, Muzeul Casa Romanței, așa cum puteți vedea pășind în saloanele sale minunate, este un argument puternic prin care organizatorii Festivalului Crizantema de Aur, alături de Ministerul Culturii, Comisia Națională a României pentru UNESCO și Asociația Culturală Cetatea Romanței Târgoviște, prin care a fost inițiat acest muzeu în anul 2017, după cum spuneam. Așadar, se străduie să înscrie romanța românească, gen muzical de patrimoniu al culturii naționale, în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității. Acolo unde deja avem numeroase elemente de patrimoniu din România înscrise, cum ar fi mărțișorul, colindatul de ceată bărbătească, ia cu altiță, intrată mai nou și, desigur, doina noastră românească dragă, din care, de altfel, și romanța își trage seva. Da. Căci, așa cum spunea o mare om de cultură, romanța este, nu este altceva decât nevoia orășanului de a doini. Da. Totodată, romanța se află în marea familie a cântecului poetic european, alături de surorile ei minunate, canzoneta din Italia, chansoneta din Franța, lidul din Germania și fadoul din Portugalia, care la rândul lui este înscris în lista patrimoniului UNESCO. Și ce au în comun aceste genuri muzicale este faptul că sunt, așa cum spuneam, cântece poetice. Iar romanța, într-adevăr, prin excelență, a promovat marea poezie românească și pe toți marii noștri poeți naționali care au fost cântați și promovați astfel prin romanță. Romanța se cântă întotdeauna pe poezie, pe versuri, nu pe texte oarecare, uneori derizorii, cum se mai întâmplă în alte genuri muzicale, și de aceea îndrăgim atât de mult romanța noastră dragă. De cum pășiți, iată, în Muzeul Casa Romanței, în acest prim salon al Vocilor de Aur, sunteți întâmpinați, iată, de portretele unora dintre cei mai mari artiști, interpreți ai României. Sunt stele ale scenei românești, care fie că veneau de pe scena muzicii clasice, așa cum vedeți acum în imagini, fie că au slujit romanța populară și au fost interpreți foarte iubiți de muzică populară, cum sunt cei din stânga noastră, cu toții au îmbrățișat genul muzical al romanței și au cântat romanțe, iată, pe scena Festivalului Crizantema de Aur de la Târgoviște. Acum în imagine o vedeți, de exemplu, în portretul reprezentativ, cel evidențiat, pe Ioana Radu, artist al poporului, care era supranumită și regina romanței. A fost și președintele executiv al primului juriu de la prima ediție a Festivalului Național de Romanțe Crizantema de Aur și în propria definiție spunea că romanța este sufletul românului pus pe note muzicale. Iată așadar ce definiție sensibilă și cât de mult ținea Ioana Radu la acest gen muzical, pe care, văzându-l transpus pe scena Festivalului Crizantema de Aur, a declarat că și-a văzut visul cu ochii, și anume acela de a scoate romanța din cârciumioară și de a o aduce pe
marea scenă. Și într-adevăr vedem alături de Ioana Radu și alte portrete ale unor artiști extraordinari, Gică Petrescu, Mia Braia, Alexandru Grozuță, Angela Moldovan sau Dorina Drăghici, ca să dăm numai câteva exemple, care la rândul lor se află în această galerie a vocilor de neuitat ale romanței populare și care au îndrăgit această romanță care se trage din folclorul românesc, unde în vechile vetre ale satului, în folclorul românesc, romanțele erau cântate de către bunici părinților, de către părinți copilor și erau transmise inițial pe această cale a tradiției orale, urmând apoi să fie culese din folclor de lăutarii de altă dată, care aveau această vocație extraordinară de a culege piese din folclor și de a le reda înapoi publicului. Noi așa ne amintim, de exemplu, de celebra culegere de proverbe a lui Anton Pan, nu-i așa, celebru lăutar și folclorist, de la lume adunate și înapoi la lume date. Da. Așa era și cu romanțele. Erau culese din popor, din comunitățile românești unde romanța era cântată de pretutindeni și redate apoi prin intermediul lăutarilor înapoi comunității. Lăutarii au fost cei care ulterior i-au inspirat și pe marii compozitori ai României să înnobileze și să îmbogățească patrimoniul muzical al romanței și pe această cale naturală a dezvoltării și a îmbogățirii patrimoniului cu noi și noi compoziții, romanța a ajuns și pe marea scenă a muzicii culte, unde așadar, iată, o vedem intrată în repertoriile unora dintre marii artiști lirici ai României: Octavie Nigărescu, Arta Florescu, Valentin Teodorian, Ludovic Spis, David Ohanesian, de exemplu, sunt doar câteva dintre vocile de neuitat ale romanței clasice. Deci dacă priviți un pic în salon, acest salon al vocilor de aur, veți vedea o dispunere a portretelor care arată două lucruri. Pe de parte, evoluția romanței de la romanța populară la romanța clasică, dar și evoluția ei în timp, pe măsură ce înaintăm prin salon, în repertoriile artiștilor de-a lungul generațiilor. Am văzut artiști din generațiile mai vechi. Acum ne întâlnim și cu artiștii din generațiile prezente, nu-i așa? Da. Vedem artiști lirici din vremurile noastre, îi recunoaștem pe Daniela Vlădescu, Florin Georgescu, Vlad Miriță, Felicia Filip sau Bianca Ionescu, mari artiști lirici din vremurile noastre care cântă romanțe, îmbrățișează acest gen muzical, au fost pe scena Crizantemei de Aur la rândul lor, iar în partea cealaltă, desigur, voci de aur ale romanței populare din zilele noastre. Matilda Pascal Cojocărița, Maria Ciobanu, Nicolae Furduiancu, Gheorghe Turda, Traian Jurchela sau Maria Dragomiroiu, la fel doar câteva exemple din această galerie a interpreților de romanță populară din zilele noastre. Cunoscuți, iubiți, îi vedem chiar și în zilele noastre la festivaluri, la diverse evenimente și pe scena festivalului Crizantema de Aur. Nu însă doar acești mari artiști români au îmbrățișat romanța românească, ci vom vedea aici o întreagă galerie, o pleiadă de artiști din străinătate, da, care au îmbrățișat romanța românească. Pentru că romanța are acest dar extraordinar de a ajunge la sufletul celui care o cântă și care, dacă își deschide inima pentru romanță, o înțelege și este sensibilizat de ea. Și atunci și artiștii străini, chiar dacă provin de pe toate meridianele lumii, iată Ucraina, Ungaria, Portugalia, Rusia, Franța, Finlanda, Japonia, Olanda, Italia, Serbia, Bulgaria sau Mexic, incluzându-i aici desigur și pe frații oștii din Republica Moldova, au îmbrățișat romanța românească și fie că erau din Japonia sau din Olanda, de exemplu, au cântat romanțe în limba română la Crizantema de Aur, dar reîntorcându-se în țările lor, au continuat să cânte romanțe în limba română. Avem exemplul lui Ryo Kasuga, o personalitate extraordinar de interesantă din Japonia, care a fost prezent în două rânduri la Crizantema de Aur, odată în 2001, odată în 2017, în concertul Ambasadorii Romanței, a cântat extraordinar de frumos romanțele În rariștea de lângă vii și mi-e tare dor, deci în limba română, atenție, în japonez. Și nu trebuie să mă crezi neapărat bine pe cuvânt, concertul se găsește și se poate găsi, YouTube, da. Exact. Dar ce este mai interesant, că în 2017, plecat de la Crizantema de Aur înapoi în Japonia, în același an a susținut un concert de romanță acolo, în Japonia, în preajma Crăciunului. Ne-a trimis ulterior și o filmare ca să ne facă o surpriză. Sau Liduin Stumpel din Olanda, de exemplu, are clase de canto acolo, în Olanda, și a început să le predea cursanților ei și romanțe în limba română. Iată, da, așadar ce frumos
cât de tainic chiar lucrează romanța asupra sufletelor acestor mari artiști, pentru că romanța reprezintă această îmbinare sublimă dintre muzică și poezie, care surprinde însuși sentimentul autentic de dor românesc, despre care știm că este al nostru, al românilor. Cuvântul, ca o curiozitate, nu poate fi tradus în nicio altă limbă în înțelesul pe care îl avem noi românii pentru dor. Chiar am avut o experiență foarte interesantă la începutul acestui an cu un grup de vizitatori din Ucraina, în plin război, erau refugiați la noi în țară și veniseră prin intermediul unui concurs organizat de Federația Europeană a Japoniei, Federația Japoniei pentru UNESCO și Federația Europeană pentru UNESCO. Și printre alte obiective de patrimoniu, au vizitat și Muzeul Casa Romanței. Aveau traducător, pentru că erau ucraineni. Au vizitat, le-a plăcut foarte, foarte mult și ajungând în acest punct al prezentării, vorbindu-le despre dor, traducătorul a părut oarecum încurcat, tocmai din cauza acestui impediment, cum traducem dor în altă limbă. Și ca să pot totuși să le deslușez vizitatorilor despre ce vorbim, să nu creadă că vorbim altceva, le-am zis așa. Mi-e tare dor de casa cu cerdac și bolta ei cu flori de liliac. Mi-e dor să aștept amurgul în pridvor. De casa mea mi-e tare, tare dor. Și am văzut cum li se descrețesc frunțile și cum parcă înțeleg prin muzică, prin romanță, ceea ce cuvântul simplu nu reușea să le deslușească. Și atunci, încă o dată în plus, am înțeles cât de importantă e romanța în a transmite acest sentiment de dor românesc pentru oricine o ascultă, indiferent că este din România, sigur, cu atât mai mult dacă este de la noi din țară, sau din alte țări ale lumii. Și atunci, cum să spun, ne devine și mai dragă romanță, iubim și mai mult și ne dorim să o promovăm cu atât mai multă ardoare. Mergând mai departe, descoperim, iată, și vedete ale muzicii ușoare românești, care au îmbrățișat romanța, au cântat și pe scena Crizantemei de Aur. Vedem, iată, Doina Badea, Dan Spătaru, Luigi Ionescu, Angela Similea, Marius Țeicu, Corina Chiriac, Ștefan Bănică Junior, Loredana Groza au fost de asemenea pe scena Crizantemei de Aur, Paul Surgiu Fuego sau Alin Oprea de la Talisman. Sunt doar câteva astfel de exemple. O vedem în portretul de acolo pe Alina Mavrodin, asupra căreia mă opresc o mențiune pentru că este și unul dintre fondatorii Muzeului Casa Romanței. Da. Este de asemenea director artistic al Festivalului Crizantema de Aur începând cu anul 2016 și director al Asociației Culturale Cetatea Romanței din Târgoviște. Vă transmite salutul ei pentru această vizită și vă oferă în dar câteva albume pe care le-a scos cu romanțe și cu colinde, care sperăm să vă bucure. Vă mulțumim! Cu mare drag! Totodată, în periplul nostru prin salon, cred că ați observat deja, dacă s-a văzut și pe cameră, dacă nu ne putem concentra un pic asupra vitrinelor care se găsesc sub fiecare dintre aceste panouri. Ele sunt importante pentru că, iată, conțin fotografii, document, partituri, discuri vechi de romanțe care arată tocmai implicarea artiștilor pe care i-am văzut portretizați în acest fenomen de promovare a romanței, de participare la Crizantema de Aur. Practic, în fotografii vedem pe artiști în diferite ipostaze ale participărilor la concerte. Discurile sunt o reflectare a preocupărilor discografice și artistice pentru promovarea romanței. Vedem, de exemplu, iată un album foarte interesant dăruit de Paul Surugiu Fuego, Muzeului Casa Romanței, cu manuscrise ale marelui poet Grigore Vieru și partituri vechi de romanțe, cum ar fi cele de aici. Veți vedea în fiecare vitrină câte o astfel de partitură veche și la un moment dat vom găsi și o colecție așa mai agregată cu partituri vechi de romanțe. Toate sunt documente originale, vechi de aproape 100 de ani și sunt o mărturie a unor vremuri în care romanța era, n-aș vrea să spun mai iubită, că și acum este foarte iubită, dar era mult mai promovată. În sensul că în ziua de astăzi nu se mai fac astfel de partituri individualizate de romanțe, dar acestea erau în vremurile respective ca niște bijuterii muzicale în casele celor care iubeau să asculte romanțe, de ce nu să se acompanieze dacă aveau o pianină și știau să interpreteze partitura.
Acum avem, desigur, culegeri de partituri de romanțe, dar nu avem aceste partituri frumoase cu o grafică deosebită. Și putem să ne uităm prin toate aceste vitrine. Fiecare colțișor, fiecare manuscris are propriile povești interesante și am putea să stăm ore în știri aici la muzeu și să povestim despre ele. Sau pur și simplu să ne clătim ochii văzând atâtea și atâtea documente frumoase și înțelegând preocuparea atâtor personalități pentru promovarea romanței. Vedem și afișe, iată, aici vedeți afișul de la prima ediție din 1968, da, a Crizantemei de Aur. A fost realizat de scenograful festivalului Emil Florin Grama, scenograful ulterior la numeroase alte ediții ale festivalului. Și ce vom vedea pe parcursul vizitării muzeului este această perspectivă de amploare a tuturor personalităților care fac parte din viața romanței. Pentru că înainte vreme festivalul care se desfășura în fiecare an avea totuși acest mic neajuns. Oamenii veneau 3-4 zile pe an cât dura festivalul, sigur participau, intrau în această atmosferă senzațional de frumoasă și de sensibilă a festivalului, dar ulterior, peste ani, din păcate, nu se mai vorbea, nu mai era, cum să spun, o asemenea efervescență. Da. Muzeul a venit să suplinească acest neajuns și să ofere pe tot parcursul anului această perspectivă de a intra oricând în lumea romanței și de a vedea nu doar câțiva artiști pe scena festivalului, ci de a-i vedea pe toți artiștii care au participat de-a lungul timpului, da, la acest fenomen. În următoarele saloane vom vedea compozitorii, toți la fel, o perspectivă de amploare. Dirijorii, actorii și prezentatorii, regizorii și scenografii, laureații, deci o lume întreagă din sferele culturale și artistice ale României, care s-a dedicat promovării și protejării acestui gen muzical atât de frumos și de sensibil al culturii noastre naționale, romanța românească. Și vă invit chiar în următorul salon. Să-i vedem. Da. Aici intrăm în salonul compozitorilor. Este un omagiu pe care îl aducem celor peste 250 de compozitori români care s-au dedicat, așa cum spuneam, promovării și îmbogățirii patrimoniului muzical al romanței. Pe panourile pe care le vedeți acum în imagine sunt ilustrate trei mari generații de mari compozitori români de romanțe. Începând din stânga cu generația marelui Ionel Fernic, da, care este considerat părintele romanței românești moderne, acea romanță care ieșea din zona populară, din zona autorilor necunoscuți și începea să intre în zona, cum să spun, cultă. Mai departe avem generația marelui Ion Vasilescu, considerat părintele muzicii ușoare românești, dar și un prolific compozitor de romanțe și un promotor al romanței în vremuri nu foarte diferite de ale noastre de acum, în care se cânta foarte multă muzică străină și se compunea foarte puțin pentru muzica românească. Da. Și atunci a fost o inițiativă a compozitorilor români în frunte cu Ion Vasilescu, care a spus să compunem și pentru muzica românească, să compunem romanțe, pentru că este un gen preponderent, este un gen specific românesc și să îmbogățim astfel, iată, patrimoniul nostru muzical românesc. Îmi amintesc aici de porunca sfântă a culturii românești pe care ne-a lăsat-o Anton Pan în urmă cu aproape 200 de ani, care spunea tocmai în acest sens: cântă, măi frate române, pe graiul și limba ta și lasă celei străine ei de a și le cânta. Să le cântăm pe ale noastre, că cei din străinătate au grijă să și le cânte cu prisosință. Și să ne preocupăm și de sufletul nostru, și de patrimoniul nostru, și de muzica noastră, care ne face să vibreze, să vibrăm până în cea mai adâncă fibră ființă, fibra ființei noastre românești, prin romanță, prin dorul pe care îl exprimă, prin muzica și prin poezia românească. Și ajungem, iată, și la panoul generației mai apropiate de zilele noastre, cea a compozitorilor iubiți de muzică ușoară, dar și compozitori foarte cunoscuți pentru romanțele românești pe care ni le-au dăruit. Henri Mălineanu, artist emerit, este iată în portretul evidențiat, alături de mari artiști George Grigoriu, Laurențiu Profeta, Vasile Veselovski, Temistocle Popa, Aurel Giroveanu sau Camelia Dăscălescu, Dan Mizrahi, compozitori care erau
nu doar preocupați de promovarea romanței, erau pur și simplu îndrăgostiți de acest gen muzical. Până într-acolo încât, la un moment dat, compuneau romanțe prin care își exprimau dragostea pentru romanță. Cum ar fi, de exemplu, Dan Mizrahi, care a compus romanța mea târziu, o superbă romanță care mie îmi place foarte mult și care spune: romanță, romanță, te ascult și șoptesc, tu nu știi, romanță, ce mult te iubesc, și vis și speranță prin ani vei purta. Eu ție, romanță, îți dau inima. Ce declarație frumoasă de dragoste pentru romanță și prin romanță, exprimată de marele compozitor Dan Mizrahi. Avem, iată, și panourile cu portrete unor alte mari personalități. De exemplu, acolo îl avem pe marele Eugen Doga, pe panoul dedicat compozitorilor de romanțe din Republica Moldova. Eugen Doga, care a și concertat la Târgoviște numeroase rânduri, la Crizantema de Aur, artist al poporului, om al mileniului, apreciat deopotrivă și în Statele Unite și în Rusia, a deschis muzica lui Jocurile de la Soș, după cum se știe. Valsul său celebru, Dulcea și Tandra mea fiară, a fost inclus de UNESCO între cele patru mari capodopere muzicale ale secolului trecut. Și un compozitor îndrăgostit de romanțe și care ne-a și lăsat, de altfel, după cum vedem în această culegere intitulată Dialogurile dragostei, superbe arii și romanțe pe versurile de Mihai Eminescu și Veronica Micle. O vedeți chiar în această vitrină, aceasta fiind de altfel dedicată unui alt festival foarte frumos, o soră mai mică a Crizantemei de Aur. Este vorba despre Crizantema de Argint din Republica Moldova. Da. O soră mai tânără care a apărut în 1992, dar, cum să spun, deopotrivă îndrăgostită de romanța noastră românească și care promovează romanța la Chișinău. Pentru că trebuie să înțelegem, romanța a reprezentat o legătură culturală, un liant cultural foarte important pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului. Și din această cauză, romanța este deosebit de apreciată în Basarabia, cântată și promovată. Și aici puteți vedea tot felul de diplome, culegeri de romanțe și alte astfel de documente de la Festivalul Soră din Republica Moldova, Crizantema de Argint. Mai avem, desigur, și compozitori din județul Dâmbovița, din Târgoviște, deopotrivă reprezentativ, Dan Stoian sau Ioan Tomescu, mari compozitori de romanțe de pe meleagurile noastre târgoviștene, de aici, din patria festivalului Crizantema de Aur, Marcel Morărescu, Stelian Apostol. Și aici, așadar, spuneam, ne aflăm în Salonul Compozitorilor. Avem o piesă foarte interesantă aici, care tot timpul captează atenția vizitatorilor, în special celor mici. Este clădirea. Este exact clădirea în care ne aflăm. Da. Și vă ofer șansa pe care le ofer tuturor vizitatorilor să încerce să-și dea seama din ce anume este făcută, fără să vă uitați pe bilețel. Okay. Care seamănă cu polistiren. Ar fi o idee, dar Nu, e dar nu este. Ceva dulce? Ceva dulce. Este ceva dulce, okay. Într-adevăr. Turtă dulce. Este turtă dulce, da, foarte bine ați ghicit. Este realizată din turtă dulce și marțipan. Da. O adevărată bijuterie gastronomică, să spunem așa, care întruchipează Muzeul Casa Romanței, atât la exterior cât și la interior. Vă rog numai să vă uitați ce detalii interesante, cum sunt surprinse saloanele, portretele cu artiști pe care le-am văzut până acum în periplul nostru, instrumentele muzicale. Da. Macheta a fost realizată de poeta și realizatoarea de emisiuni la Radio Pro Diaspora, Gabriela Raucă, din Viena, din Austria. Anul trecut a vizitat Muzeul Casa Romanței, s-a îndrăgostit efectiv de acest spațiu muzeal și reîntoarsă la Viena, a făcut această machetă, nu ne-a spus absolut nimic, a fost o surpriză totală și a adus-o tocmai în pragul festivalului anul trecut, în octombrie. A stat macheta pe scena festivalului, a fost filmată și de televiziune și ulterior doamna Gabriela Rauca a donat-o Muzeului Casa Romanței ca să ne îndulcească privirile și atât mai mult nu. Nu atât. Ne atingem, am și încapsulat-o așa frumos. E protejată frumos. Bine. Da, și rămâne o surpriză
dulce și foarte, foarte frumoasă. Iar anul acesta ne-a mai tratat cu astfel de surpriză, dar pe aceea o vom vedea în salonul următor. Okay. De un asemenea succes s-a bucurat această machetă, okay, încât anul acesta ne-a adus încă una la fel de frumoasă, dar o vedem puțin mai târziu. Da. Deocamdată rămânem în acest salon și pentru că am vorbit de instrumentele vechi din turtă dulce, da, să le vedem și pe cele, cum să spun, în fapt, reale. Da, actuale. În această parte a salonului vedem o colecție foarte frumoasă de instrumente muzicale vechi, pe care nu întâmplător am denumit Orchestra Maestrilor. Motivul fiind că toate aceste instrumente au aparținut unor mari personalități din lumea romanței. Și anume, vioara a aparținut lui Ștefan Cigu, dirijor din Ardeal, al, da, marelui ansamblu profesionist dor românesc din Bistrița Năsăud. Pianina pe care o vedeți a aparținut chiar marelui compozitor Henri Mălineanu. Da. Ogorul meu, îi spunea, pe care lucra neostenit pentru frumoasele creații pe care le-a dorit muzicii românești și chiar i-a acompaniat pe mulți dintre artiștii cărora le încredința romanțele sale. La această pianină ulterior ea a fost donată Muzeului Casa Romanței de Fundația Henri Mălineanu, condusă de fiul marelui compozitor, de Mălin Mălineanu, care onorează, iată, această moștenire excepțională a tatălui domniei sale. Este și un susținător al Festivalului Crizantema de Aur, consecvent la edițiile recente, și ne-a încredințat această bijuterie de pianină rămasă de la marele compozitor Henri Mălineanu. Vedem acolo partitura celebrei romanțe Nu se poate, a lui Henri Mălineanu. Iar mai departe putem vedea acordeonul care a fost al marelui dirijor și compozitor Paraschiv Oprea. Da. Vedem și contrabasul compozitorului târgoviștean Ioan Tomescu, donat de familia domniei sale Muzeului Casa Romanței. Cu acest instrument maestrul chiar a concertat la Paris și ulterior el a revenit în patria Romanței și a rămas aici la Muzeul Casa Romanței. Acordeonul celălalt este donat de compozitorul târgoviștean Stelian Apostol, iar ținuta de pe manechinul din această formulă de orchestră a aparținut chiar celebre interprete de romanțe populare, Angela Moldovan. Și după cum se poate vedea în fotografie, este chiar ținuta pe care mare artistă a purtat-o pe scena Festivalului Crizantema de Aur. Da. A fost recuperată ulterior de la Iași de doamna profesor universitar dr. Nina Cuciuc și încredințată aici Muzeului Casa Romanței. Tot la capitolul instrumente muzicale vechi putem să vedem și următoarea colecție. Cea de aici, unde de această dată formula pe care o întruchipează instrumentele acestea vechi este cea a celebrelor tarafuri de acum 100 de ani, care cântau romanțele în vechile cârciumioare, dar și la curțile boierești, unde romanța era deopotrivă apreciată și iubită, de la vlădică la opincă, cum se spune. Vedem o cobză românească donată de Ștefan Cigu, un nai care are autograful celebrului naist român dâmbovițean la origini Gheorghe Zamfir, o vioară model Stradivarius, un acordeon din prima generație de acordeoane care a ajuns în România la începutul anului 1900. Ele proveneau din Franța, iată, se vede forma lor așa ușor rudimentară. Da. Da, așa arătau primele acordeoane care ulterior au devenit atât de populare și la noi în țară, și un țambal cu dimensiuni mai reduse, pentru că este genul de țambal care se poate purta la piept. Da. Are și niște chingi laterale care îi permit să fie agățat la piept și nu pus pe picioare, așa cum sunt instrumentele originale, conferind astfel multă mobilitate instrumentistului, care îi poate însoți pe ceilalți din taraf. Deci așa arătau vechile tarafuri de odinioară care cântau romanțele noastre dragi. În centrul salonului avem o serie de manuscrise foarte importante. Putem să începem din acel capăt și să revenim ulterior spre jumătatea aceasta a salonului. Aici avem partituri originale a unor compozitori de romanțe. Sunt scrise chiar de mâna lor,
se poate vedea ce scris frumos, curat, ordonat, da? Cu cât respect se aplecau asupra partiturii de romanță. Documente originale toate, iar aici avem manuscrise ale unor mari poeți pe versurile cărora s-au scris celebre romanțe. Grigore Vieru, Emil Gavriș, Mihai Beniuc, Cincinat Pavelescu, cel de aici este în limba franceză, Artur Enășescu, Victor Eftimiu, marele academician care a fost de altfel și președintele de onoare al juriului la prima ediție a festivalului în anul 1968. Vedem și pipa cu care se delecta maestrul Victor Eftimiu. Și nu întâmplător avem aceste manuscrise ale unor mari poeți în acest salon, pentru că, așa cum spuneam încă de la începutul vizitei noastre, romanța are acest dar, această virtute de a promova poezia românească prin muzica, muzica românească. Și este foarte important, a avut un rol foarte important în acest sens, pentru că prin promovarea poeziei românești, romanța practic a promovat limba română literară de-a lungul timpului și a contribuit în mod substanțial la dezvoltarea culturii noastre naționale. Avem din acest motiv și un panou al marilor poeței romanței pe care îi puteți vedea aici. Mihai Eminescu, Vasile Alexandrii, George Coșbuc, Octavian Goga, Ștefan Octavian Iosif, Grigore Vieru, Mihai Beniuc, Cincinat Pavelescu, toți acești mari poeți au fost promovați prin romanță și astfel mesajul lor poetic a ajuns în comunitățile de români de pretutindeni, transmițând practic și ideile pe care le transmiteau aceste mari personalități ale culturii noastre naționale prin poezia lor de unitate, de libertate, de frăție între oameni. De aceea, nu întâmplător, marele muzicolog George Zbârcea spunea că niciun alt gen muzical nu a contribuit într-o mai mare măsură la dezvoltarea culturii noastre naționale, așa cum a făcut-o romanța românească. Pentru că prin promovarea poeziei, după cum spuneam, a promovat cultura noastră națională și dezvoltarea limbii române literare. Vasile Alexandrii, de exemplu, spunea că romanțele au făcut fericirile părinților noștri și au dus mai departe poeziile generațiilor trecute. Spunând prin acest lucru două lucruri foarte importante, și anume, odată că romanța se trăgea, deci avea rădăcini în generațiile anterioare, cu mult mai vechi, da, pentru că au făcut fericirile părinților noștri, da, se înțelege, și mai departe au dus poeziile generațiilor trecute. Deci recunoștea, practic, rolul romanței de a promova poezia prin muzică. Da. Pe una dintre partiturile pe care le vedem la Muzeul Casa Romanței, o să putem vedea ulterior, chiar este o dedicație aparent lipsită de, cum să spun, importanță, da? Lăsată ca din întâmplare de poetul Cincinat Pavelescu, prietenului său, compozitorul Alexandru Leon, pe partitura Pentru ochii dulci. Și spune așa Cincinat Pavelescu în această dedicație: pentru ochii dulci am scris strofe ce s-ar fi uitat, însă Leon, inspirat, cu a lui muzică de vis, mi le-a imortalizat. Da. Asta se întâmpla în anul 1932. Deci, pe lângă modestia fantastică a poetului care spunea că propriile strofe s-ar fi uitat, nu-i așa? Da? Alți oameni sunt mândri de creația lor, spun că va dăinui, că, adică nu au acest sentiment al efemerității, dar poetul Cincinat Pavelescu spunea strofele mele s-ar fi uitat. Însă Leon, compozitorul inspirat, cu a lui muzică de vis, mi le-a imortalizat. Da. Deci recunoștea la rândul lui acest rol al muzicii de a transcede creația poetică în universalitate și de a-i conferi, cum să spun, nemurire. Da. Nu-i așa? Cu vizitatorii tineri pe care avem la Muzeul Casa Romanței, facem un exercițiu foarte interesant pe care vi-l propun și dumneavoastră acum. Să ne imaginăm că avem la dispoziție o mașină a timpului, da, și călătorim în urmă cu 150 de ani. Ajuns și în acea perioadă, cum facem să putem citi o poezie?
Și sunt destul de descumpăniți pentru că nu mai au la dispoziție telefonul să intre repede pe internet. Dacă ar căuta o carte, le-ar fi foarte dificil să găsească o carte de poezie acum 150 de ani pentru că nu sunt atât de ușor de procurat. Da. Se știe foarte, școlile erau foarte puține, foarte puțini oameni știau să citească în acea vreme pentru că așa era situația. Abia, cum să spun, se stabileau reformele pentru învățământul primar gratuit obligatoriu. Și obligatoriu, după cum se știe. Și atunci, cum aveau oamenii din acea vreme acces la poezie? Și răspunsul prin romanță. Este prin romanță, prin muzică. Romanță. Pentru că nu trebuie neapărat să știi să citești ca să asculți și să înțelegi romanța, poezia cântată. Da. Prin muzică ea pătrunde direct în suflet și prin muzică este transmisă mai departe în comunitățile de pretutindeni. Da. Deci romanța a avut acest rol extraordinar de a transcede granițe, dificultăți, impedimente, neputințe materiale și de a duce mai departe poezia românească și creația poetică românească. De aceea este atât de importantă romanța și de aceea noi, în paralel cu acest proiect al promovării romanței la Muzeul Casa Romanței, ne străduim să aducem cât mai mulți elevi, studenți din școlile de muzică, din liceele de arte, din facultățile de muzică, pentru că, din păcate, și avem această durere în suflet, romanța nu este în programa școlară, nu este în programa de studiu a acestor elevi. Vedem că ei studiază alte genuri muzicale, dar romanța nu. Da. Și acest lucru ni se pare, cum să spun, de neconceput, având în vedere importanța romanței despre care am vorbit și până acum. Am făcut demersul la Ministerul Educației, am luat legătura și prin Asociația Culturală Cetatea Romanței și doamna Alina Mavrodin Vasiliu s-a implicat personal, telefonând la toate, literalmente toate unitățile de învățământ pe care le-am putut găsi în țară pentru a face acest demers de a introduce romanța în programa de studiu. Câteva instituții chiar ne-au răspuns pozitiv și au făcut acest lucru imediat. Pot să dau de exemplu Alba Iulia, la Liceul de Arte Regina Maria sau Liceul de Arte Bălașa Doamna din Târgoviște, care au spus că imediat vor face acest lucru și vor introduce romanța în programa de studiu a elevilor. Doamne ajută să întâmple la mai multe facultăți. Vă rugăm să ne sprijiniți în acest sens ca să putem să ducem mai departe acest material, deziderat. Cu ocazia acestui material sper să ajungă unde trebuie. Da. Și dacă cineva nu ar fi convins încă de importanța romanței și de necesitatea acestui lucru, vă atrag doar atenția asupra unei alte colecții din acest salon care se numește Romanța Imnului Național și care documentează practic faptul că imnul nostru Deșteaptă-te Române se trage de fapt dintr-o veche romanță. Ok. Chiar a existat la un moment dat, după cum probabil știți, o dispută asupra, cum să spun, paternității melodiei de la imnul Deșteaptă-te Române. Cine a compus această melodie? Acum, desigur, consacrat este compozitorul Anton Pan. La un moment dat se credea că Andrei Mureșanu a compus. De unde vine toată această confuzie de fapt? Păi, dacă ne uităm în istoria imnului național, vom vedea acest lucru. Ea pornește în anul 1832, când Anton Pan extragea din această veche elegie scrisă de Grigore Alexandrescu și care se numea Adio la Târgoviște, versurile pe care le vedeți acolo în facsimil, în stânga, pentru a compune o superbă romanță intitulată Din sânul Maicei mele, pe care o vedeți în facsimilul alăturat. Această partitură este redată și în cartea Cântecul Popular Românesc, scrisă de profesorul de conservator Mihail Vulpescu și prefațată de Nicolae Iorga. Partitura este chiar cea pe care o vedeți acolo. Și această romanță din 1832 suna cam așa. Și sunt convins că vă va suna foarte familiară melodia. Din sânul Maicei mele, născut în griji necazuri, restriștea mi-a fost leagăn,
Cu lacrimi au hrănit, cu lacrimi au hrănit. Cred că ne este foarte ușor tuturor să recunoaștem, de fapt, practic linia melodică de la Deșteaptă-te române. Da. Ce s-a întâmplat este că ulterior, în 1848, anul Revoluției Pașoptiste, Andrei Mureșanu, care compusese poemul Un răsunet, practic versurile de la ceea ce avea să devină Deșteaptă-te române, căuta o linie melodică pentru acesta. Okay. Atenție, în ideea în care, tocmai ce am discutat, muzica este cea care ajută la transmiterea foarte ușoară și rapidă a mesajului poetic. Și atunci, poemul avea nevoie de o melodie. Care să fie această melodie? Ei bine, Andrei Mureșanu a ajuns în vara anului 1848, la vremea culesului Cireșelor, în casa unui ucenic de-a lui Anton Pan, Gheorghe Ucenescu, care i-a cântat mai multe melodii, printre care și romanța lui Anton Pan din Sânul Maicii mele. Foarte cunoscută la acea vreme în șchii Brașovului. Și Andrei Mureșanu a zis, asta este. S-a îndrăgostit de această linie melodică, a preluat-o, a modificat-o puțin, a dat un tempo di marce, așa cum se vede și pe partitură, a făcut-o mai ritmată, ca pentru un imn, și așa s-a născut Deșteaptă-te române. Da. Melodia care avea să devină imnul național al României, care i-a însuflețit pe revoluționarii de la 1848, care de atunci, practic, a intrat în inimile românilor și de acolo, din piepturile lor, a răsunat în toate momentele de cumpănă ale istoriei noastre române moderne. Da? Da. 1848, 1856, Unirea Principatelor, 1878, cucerirea independenței României, cele două războaie mondiale, Revoluția Anticomunistă. Oricând românilor le-a fost mai greu, s-au îmbărbătat cântând Deșteaptă-te române. Da. Și practic, prin acest timp, cântau vechea romanță a lui Anton Pan din Sânul Maicii mele. Deci de acum, de fiecare dată la Ziua Națională a României, că cel puțin o dată pe an cântăm imnul Deșteaptă-te române, să ne amintim așadar cu drag că el provine dintr-o romanță, din Sânul Maicii mele, Anton Pan, Grigore Alexandrescu Târgoviștean, la origini, marele poet român. De aceea îi spunem romanța imnului național. Da. Ne aflăm aici și în fața unui panou deopotrivă de important. Este vorba despre panoul dedicat dirijorilor și compozitorilor de romanță. Mari artiști care au condus unele dintre cele mai importante orchestre pe scena festivalului Crizantema de Aur. Și vedem, iată, în portretul evidențiat pe Nicușor Predescu, alături de Paraschiv Oprea, Petre Neamțu, artist al poporului cu orchestra folclor a Filarmonicii Serghei Lunchevici din Chișinău, Lucian Vlădescu, celebra orchestră romanță la Teatrul Național de Operetă Ion Dacian din București, sau Ștefan Cigu, pe care l-am menționat, cu ansamblul profesionist Dor-Românesc, sau mari personalități, cum ar fi Sabin Păuța, care a fost prezent la edițiile recente și ne-a onorat cu conducerea juriului de creație în calitate de președinte al juriului, dirijor de talie mondială. Liviu Cavasi sau Marius Hristescu, iată, la fel fac parte din această galerie impresionantă. Așadar, dirijori și compozitori de romanță care au condus mari orchestre, orchestra radiodifuziunii române, de exemplu, pe această scenă minunată a Festivalului Crizantema de Aur și merită să îi amintim. Avem o vitrină importantă și cu alte festivaluri ale romanței din România. Ne mai place să le spunem puișori de festivaluri de romanțe, care au îmbobocit așa ca niște flori de crizantemă pe tot teritoriul țării. Festivalul Roze pe Bega de la Timișoara, Te aștept pe același drum de la Zlatna din Ardeal, foarte important acolo unde primarul Silviu Ponoran aduce un omagiu extraordinar tatălui său, cel interpret de romanțe Valer Ponoran, organizând an de an acest festival Te aștept pe același drum, sau festivalul bianual Ioana Radu de la Craiova, de acolo din cetatea Băniei, vechea cetatea Ioanei Radu. Putem vedea și istoria Crizantemei de Aur, monografia realizată de Teodor Vasiliu, autorul acestei monografii unicat, singura monografie a unui festival din România, doctor în istorie și fondatorul muzeului Casa Romanței, a apărut în trei ediții, cea mai recentă fiind cea de aici din anul 2018, care cuprinde toate cele 50 de ediții de romanță de Festivalul Crizantema de Aur de la Târgoviște. Primul magnetofon al Crizantemei de Aur se află aici
Și scrisoarea care îl însoțește spune o istorie foarte interesantă, cum profesorul Constantin Condrea, directorul arhivelor, înregistrând pe acest magnetofon din proprie inițiativă Crizantema de Aur la primele ediții, a reușit să salveze radiodifuziunea română când la un moment dat celor de la radio li s-au oprit înregistrarea și atunci au apelat la înregistrarea realizată de domnul Condrea pentru a-și reconstitui arhiva. Iar în vitrina din spatele dumneavoastră vă pot arăta câteva dintre culegerile de romanță despre care vă vorbeam. Sunt culegeri de partituri de romanță, în felul în care aceste partituri circulă în zilele noastre, nu sub forma celor partituri pe care le-ați văzut frumoase, cu grafică deosebită, dar ajungând în continuare în atenția celor care studiază repertoriile de romanță. Și ele sunt fie tematice, iată Romanța inimii mele sau Arii și romanțe române, fie sunt dedicate unui anumit compozitor, cum sunt cele de aici, Laurențiu Profeta, Camelia Dăscălescu, Florentin Del Mar, Vasile Veselovski sau Vasile Vasilache Junior, sau caiete de romanță, după cum putem vedea aici. Inclusiv o culegere de romanță pe care am editat-o și noi prin Asociația Culturală Cetatea Romanței Târgoviște în anul 2016, 100 de romanțe lansate la Crizantema de Aur, cele mai multe și premiate la concursul de creație, și pe care ulterior le-am și digitalizat și ne-am străduit să le transmitem școlilor de muzică, liceelor de arte, pentru ca profesori de acolo să aibă material, la îndemână material pentru a studia romanțele împreună cu elevii și studenții lor. Ce se întâmplă este faptul că, din păcate, există o idee preconcepută că romanța are un repertoriu vechi și destul de, cum să spun, restrâns, cu romanțe de suete cântate de părinții noștri, și lumea, din păcate, multă lume nu știe că romanța are de fapt un repertoriu foarte bogat, foarte frumos, cu noi creații adăugate în fiecare an la festivalul Crizantema de Aur prin concursurile de creație. Și în acest fel romanța nu mai este doar genul muzical dedicat vârstei a treia sau persoanelor care au trecut prin anumite experiențe, să spunem, deci se actualizează de viață. Ușor, ușor. Sunt romanțe care pot fi cântate foarte frumos și foarte, cum să spun, potrivit și de tineri. Da. Am avut, de exemplu, la Crizantema de Aur, secțiuni numite Boboci de Crizantemă, unde am avut tineri de începând de la 11, 12, 14, 16 ani care cântau romanțe foarte potrivite pentru vârsta lor, La oglindă, Mama și altele. Aceste romanțe așteaptă doar să fie descoperite prin culegeri, prin partituri, la Muzeul Casa Romanței, și sunt potrivite pentru toate vârstele. Romanța nu mai este a unei singure vârste, romanța este a tuturor vârstelor și romanța este pentru toate sufletele care iubesc muzica, iubesc poezia și iubesc acest sentiment autentic de dor românesc. Și mergem în următorul salon să vedem o surpriză dulce despre care v-am vorbit. Este și cel din urmă salon. Da, vă rog, poftiți. Ne îndreptăm acum pașii, vă rog, spre salonul actorilor, prezentatorilor și jurnaliștilor. Iată de cum intrăm. Suntem întâmpinați de această galerie cu portretele unora dintre cei mai mari actori și actrițe ale scenei românești de teatru și de film. Toți acești mari actori, toate aceste mari actrițe au fost pe scena Crizantemei de Aur, fie pentru a prezenta pe artiștii aflați pe scenă, fie pentru a susține ei înșiși recitaluri memorabile de romanță și de poezie. Mai au oare nevoie de vreo prezentare? Florin Piersic, Ștefan Velniciuc, Stella Popescu, Alexandru Arșinel, Mircea Albulescu, Ștefan Bănică Senior, Rodica Popescu, Bitănescu, toți acești mari corifei ai scenei teatrului și filmului românesc au făcut la rândul lor parte din acest destin formidabil al romanței pe scena festivalului Crizantema de Aur. Iată, Ștefan Iordache, Tudor Gheorghe, Gheorghe Dinică, Janin Stavarache, Carmen Movileanu, Ana Seleș, nume sonore ale teatrului și filmului românesc pe scena Crizantemei de Aur. Îl vedem în acest portret și pe Teodor Vasiliu, în tinerețile în care prezenta Crizantema de Aur la Târgoviște și care este, de altfel, fondatorul de facto al Muzeului Casa Romanței din Târgoviște. Teodor Vasiliu a prezentat timp de aproape 25 de ani acest festival la Târgoviște
timp în care a strâns o bogată arhivă documentară fără, cum să spun, fără echivalență în orice altă arhivă a instituțiilor statului, fiind foarte îndrăgostit de romanță. Este și doctor în istorie, a scris istoria festivalului Crizantema de Aur. Istoria Crizantemei de Aur este singura monografie a unui astfel de festival din România și ulterior s-a gândit să valorifice această arhivă pe care o avea strânsă de-a lungul timpului în muzeul pe care îl vedem astăzi aici, Muzeul Casa Romanței din Târgoviște. De exemplu, era singurul deținător al arhivei complete a caietelor program de la festivalul Crizantema de Aur. Deci aici sunt caietele din fiecare an, cu excepția anului 1968, pentru motivul că nu a existat atunci un caiet de sală. Okay. De aceea vedeți și mașina de scris care în mod simbolic încă încearcă să aducă la lumină un caiet program pentru prima ediție a festivalului. Dar din 69 și până la cea mai recentă ediție avem toate aceste, să le spunem, piese de puzzle care împreună compun istoria documentară a festivalului Crizantema de Aur. Iar Teodor Vasiul este un, cum să spun, un arheolog neobosit al Muzeului Casa Romanței și tot timpul vine cu ceva nou, cu exponate noi, îmbogățește patrimoniul acestui muzeu, fiind foarte implicat în acest fenomen al festivalului Crizantema de Aur. În spatele nostru vedem partiturile despre care vorbeam mai devreme, într-o colecție mai frumoasă, da, mai complet, așa, mai strânsă de partituri. Compun un caleidoscop foarte interesant de culoare, estetică, muzică și poezie. Da. Așa? Și vedem titluri celebre de romanțe, cum ar fi Romanța populară din Gura Lăutarilor, așa cum e scris chiar pe partitură. Deschide, deschide fereastra, pe care sunt convins că mulți dintre cei care vă urmăresc o vor recunoaște și o vor cânta numai auzindu-i titlul. Deschide, deschide fereastra, numai o vorbă să-ți spui, căci nimeni în lumea aceasta frumoasă ca tine nu-i. Sunt romanțe foarte iubite și foarte populare care au bucurat sufletele românilor de-a lungul timpului. Vedem, de exemplu, Sub vișinul înflorit, celebră romanță de Iosif Paschil, Ce te lege în codrule sau Ca floarea de cireș, romanțe pe versuri de Mihai Eminescu. Vedem aici și o altă romanță de Mihai Eminescu, Dorința, o romanță de Octavian Goga, celebra romanță Bătrânii. De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dus de acasă? Să fi rămas fecior la plug, să fi rămas la coasă. Să iată, de exemplu, o romanță compusă de I.G. Brătianu, personalități ale României istorice, care de-a lungul timpului au avut și această aplecare asupra frumoasei noastre romanțe românești. Iată, Steluța lui Vasile Alexandri, pe versurile celebrului compozitor Vasile Alexandri. Rămâi, o nu pleca, rămâi. Mi-ai spus că pleci. Să-mi cânți cobzar bătrân, cine nu știe? Să-mi cânți cobzar bătrân ceva, să-mi cânți ce știi mai bine, că vin ți-o-i da și bani ți-o-i da și haina de pe mine. Așadar, după cum vă spuneam, romanțe populare foarte iubite. Avem, de exemplu, aici și balada lui Ciprian Porumbescu și am avut în salonul anterior și o partitură facsimil de-a lui Ciprian Porumbescu. Sărbătorim de altfel în acest an 120 de ani de la nașterea lui Ciprian Porumbescu și îl vom omagia și în cadrul festivalului Crizantema de Aur. Mai ales că Ciprian Porumbescu, celebrul compozitor, a compus și romanțe. Și chiar se spune că balada lui Ciprian Porumbescu, o spunea marele violonist Ion Voicu, este o îmbinare frumoasă de doină și romanță. George Enescu, de exemplu, se spune că rapsodiile sale celebre erau inspirate din romanțele cântate de lăutarii urziceni de la Târgoviște.
George Enescu, care de altfel a și concertat la Târgoviște, după cum bine se știe. Deci da. Romanța are rădăcini foarte importante în cultura noastră națională. A inspirat mari compozitori, mari lăutari, a intrat în repertoriile și în destinele unor mari interpreți, a fost importantă și pentru mari dirijori, care au condus unele dintre cele mai mari orchestre pe scena festivalului Crizantema de Aur. Iată, vedem și mari regizori și scenografi care au contribuit la promovarea și la studiul acestui mare gen muzical. Avem și oameni de televiziune și de radio care au documentat și au promovat edițiile festivalului Crizantema de Aur, Florentina Satmari, realizator TVR, sau George Coandă, cronicarul cel mai consecvent al Crizantemei de Aur, care a scris cronicile de la prima ediție, inclusiv până la cea mai recentă, Elize Stan, de la Televiziunea Română, Adriana Mihai, Radio România, și alte mari personalități. Aici vedem, de exemplu, un aparat vechi de fotografiat, de acum aproape 100 de ani. Da. Unele dintre fotografiile artiștilor de altă dată, pe care le vedem acum la Muzeul Casa Romanței, e foarte posibil să fi fost făcute chiar cu un astfel de aparat din acele vremuri. Sigur că ele ulterior au evoluat, acum sunt în buzunarele noastre. Exact, dar la purtător. Așa arătau pe atunci vechile aparate. Și trebuia să stai foarte mult nemișcat. Fotografia, da, pentru că avea un timp de expunere larg. În această vitrină avem modele de trofee și diplome de la Crizantema de Aur, oferite de-a lungul timpului interpreților. Pentru că festivalul Crizantema de Aur, după cum se știe, are structura formată din trei mari secțiuni: concursul de interpretare, concursul de creație și secțiunea de recitaluri. De exemplu, această diplomă este de la prima ediție, din anul 1968. Este diploma câștigată de târgovișteanul Dumitru Veseliu. Premiul al doilea. Și în rest, diferite diplome și trofee oferite de-a lungul timpului. Ținute vestimentare, la fel, așa cum ați văzut și în saloanele precedente. Da. Și vom vedea cele și originale, par? Nu? Sau, doamna nu e în poză cu... Nu. Okay. Acolo nu este în poză. Okay. Doamna Elvira Goz doar ne-a donat această rochie frumoasă. Da. Aici este un frac, așa cum se purta altădată. Avem și un smoking în partea cealaltă a salonului. Acest smoking, de fapt, chiar a fost purtat de Teodor Vasiliu atunci când prezenta festivalul Crizantema de Aur. Da. Deci este piesă purtată chiar pe scena festivalului. Și ceea ce se poate observa la toate aceste ținute pe care le avem pe manechine și pe care urmează să le îmbogățim, urmează să mai aducem câteva manechine la Muzeul Casa Romanței, dar se observă că toate aceste manechine au ținute elegante, frumoase. Da. În portrete, după cum vedeți, iată, aici sunt toți laureații concursului de interpretare de la Crizantema de Aur. Toți sunt îmbrăcați frumos, eleganți. Da. Bărbații vin mereu în costum, în frac, în smoking, doamnele în rochii frumoase de seară, pentru că romanța, așa cum spunea marele om de cultură Ion Vasiliu, este genul muzical încheiat decent la toți nasturii vorbelor. Da? Întotdeauna artiștii care urcă pe scena festivalului Crizantema de Aur vin în ținute elegante, frumoase, ca o expresie în plus a respectului pentru acest gen muzical al patrimoniului nostru național, romanța românească. N-ai cum să vii într-o ținută, altfel decât elegantă, pentru a cânta muzica și poezia românească pe scena festivalului Crizantema de Aur. Iar aici, după cum vă promiteam, este cea mai recentă... Miroase a dulce. Da, miroase și macheta muzeului anul trecut. Mirosea în tot muzeul la turtă dulce când ne-au adus-o. Aceasta este o crizantemă de aur pe care ne-a adus-o chiar în urmă cu două zile Gabriela Raucă, tot de la Viena. Deci gândiți-vă că au venit mii de kilometri cu ea și ne-au adus-o. Iată ce frumos arată, este o adevărată bijuterie. Turtă dulce, marțipan și zahăr. Iar aici este poleită cu aur. Este poleită efectiv cu aur de 24 de carate. Și se vede că scrie 56, este dedicată ediției cu numărul 56, care se va desfășura anul acesta, okay, în perioada 19-21 octombrie,
la Cinematograful Independența din Târgoviște. Va fi transmisă și în direct de TVR2, da. Deci spectatorii și telespectatorii o pot urmări și acolo. Și Doamne ajută să fie încă o ediție frumoasă a acestui minunat eveniment muzical, despre care merită menționat că a rămas singurul festival la care se organizează un concurs de creație muzicală românească. Bun. Să ținem tot timpul minte faptul că festivalul Crizantema de Aur a rezistat în condițiile în care nu mai avem Cerbul de Aur. Festivalul de la Mamaia și-a întrerupt timp de foarte mulți ani organizarea. Da. Și practic nu mai avem niciun astfel de festival muzical reprezentativ pentru muzica românească. Din păcate, rămâne Crizantema de Aur ca un astfel de standard de la Târgoviște, din vechea cetate de scaun a țării românești, nu-i așa? Avem, de exemplu, în această parte a salonului, o altă colecție, de data aceasta de aparate vechi la care se asculta pe vremuri romanță. În salonul precedent am văzut instrumente muzicale vechi. Da. Aici sunt aparatele vechi la care se asculta pe vremuri romanța, pornind de la gramofon și fratele său mai tânăr, patefonul, da, pentru vechile discuri de romanță. Ați fi surprins să aflați că ele încă funcționează. Noi nu le punem în funcțiune din motive de conservare, dar le-am testat și încă putem reda vechile discuri pe gramofon și pe patefon. Patefonul acesta este cu totul deosebit pentru că a și aparținut reginei romanței Ioana Radu, a fost chiar în colecția personală. Patefonul este cel de aici. Da, da, da. Acela este gramofonul, acesta este patefonul și a fost donat muzeului de celebrul interpret de muzică populară Ion Amititeloae, care deține arhiva celebrei Ioana Radu, regina romanței românești. Un aparat vechi de radio, un televizor vechi marca Rubin, așa cum erau pe vremuri, da. Și prin care romanța pătrundea în casele românilor, încetul cu încetul. Acum, din fericire, avem mijloace mai moderne. Galele laureaților de la edițiile recente sunt încărcate și ele pe YouTube. Pe pagina de Facebook a Muzeului Casa Romanței promovăm tot timpul activitățile muzeului. Vă invităm și pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc să... Bineînțeles. O să punem și link cu pagina de Facebook, cu site-ul și cu ce da. Mai aveți. Instagram, poate. Promovăm, de exemplu, concertele de romanțe pe care le organizăm ca evenimente asociate ale festivalului în toată țara, în toate zonele istorice și în Republica Moldova, concerte de romanțe cu laureați tineri și cu un public poate pentru unii surprinzător de numeros, care ne reconfirmă de fiecare dată faptul că romanța este foarte iubită și foarte dorită peste tot. Și suntem cu atât mai mult încurajați să promovăm acest gen muzical. De aceea vă mulțumim și dumneavoastră. Plăcerea și onoarea de partea noastră. Ne-ați fost alături astăzi. Iar pentru final, salutul cu care ne luăm, ne despărțim de grupurile care ne calcă pragul, este unul, cum să spun, deja consacrat, și anume romanța ne unește. Pentru că ne-a unit de-a lungul timpului prin poezie și prin muzică românească și continuă să ne unească, iată, în acest spațiu muzeal unic în România. Mare atenție că în acest salon în care ne aflăm acum, da. Să nu uităm acest detaliu, în 1968 chiar s-a semnat actul de înființare al Festivalului Crizantema de Aur, chiar aici unde stăm, în acest salon. Deci putem spune practic că romanța este ca la ea acasă, aici la Muzeul Casa da. Romanței. Aici a fost maternitatea. Aici s-a semnat certificatul de naștere. Și arată foarte bine casa, adică te poți bucura și de o casă frumoasă. Putem să ne ridicăm puțin privirea să vedem și un tavan superb. Pe lângă toate astea. Da. Așadar, romanța ne unește. Da. Mulțumim pentru această incursiune și veniți aici. E interesant. Vă așteptăm cu drag. Toate cele bune. Și nu uitați, cum spunea marele compozitor Alexandru Mateaș, cântați romanțele, iubiți romanțele. Ele sunt ale omului ca florile pământului.